Aflată la Constanța pentru a rezolva o serie de probleme legate de industria textilă și de turism, Maria Grapini a programat o întâlnire și cu membrii USL Constanța. Mai bine acum, asta este cheia, după părerea mea, ca înainte de campanie să fie activ o formațiune politică, să preluați problemele, să vă duceți cu ele spre rezolvare. Oficialul a subliniat că așteaptă inițiative politice, iar ușa este mereu deschisă pentru parlamentarii care au propuneri care să ajute comunitatea pe care o reprezintă. Eu am semnat împreună cu câțiva din Camera Deputaților de data asta, pentru că domnul este senator, o inițiativă care a fost cerută de foarte mult timp de asociațiile de locatari. Știți sau nu știți, poate unii locuiți la bloc, se cerea asociațiilor de locatari ca acele femei de servici care fac curățenie la bloc să fie ca la o firmă, angajate, să facă carte de documentele exact ca la o companie. Ei, este anormal pentru că e o, se poate simplifica să nu se facă că săracul administratorul ăla poate nici nu știe să țină ca la, sau să aibă contabilitate și așa mai departe. Se poate face simplu un contract de prestări servicii pe numărul de ore care lucrează și să nu mai trebuiască să facă toată birocrația pentru ca persoanele să fie angajate. Noi dorim să modificăm legea educației în sensul ca fiecare propunere de director de instituție de învățământ preuniversitar, director adjunct, să primească și un vot din partea Consiliului Profesoral. Ministrul a felicitat munca organizațiilor din județ și este de părere că educarea electoratului trebuie făcută de membrii fiecarei filiale în parte.